Marți, 24 septembrie, școala Mihai Eminescu și grădinița numărul 1 au primit binecuvântarea din partea Bisericii Ortodoxe. Preotul Cornel Paiu a fost prezent lângă cei mici, răspunzând la toate curiozitățile acestora. Într-adevăr, iată, începutul anului școlar este important pentru copii și totodată și pentru noi care suntem și preoți sfințiți, dar și părinți în familiile noastre. Am venit cu drag să facem o slujbă de sfințire a școlii Mihai Eminescu, dar și a școlii cu program prelungit, a grădiniței cu program prelungit Mihai Eminescu. Într-adevăr, întâlnirea copiii este totdeauna frumoasă și plăcută și noi urmăm exemplu Preasfințitului Ioachim Băcăuanu, care, după cum bine știți, pe data de 15 septembrie a invitat pe toți copiii în curtea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului să-i binecuvinteze. Și astăzi a venit și rândul grădiniței Mihai Eminescu să fie binecuvântată și sfințită. Conducerea instituției de învățământ crede că locul în care copiii sunt pregătiți și îndrumați în formarea celor 7 ani de acasă trebuie să fie mai întâi de toate binecuvântat de Dumnezeu. Da, cred că sunt mai bine de acum de 2 decenii, de când festivitatea de deschidere a cursurilor școlare se face și cu o slujbă religioasă. Noi am avut o asemenea slujbă religioasă la deschiderea anului școlar pe 16 septembrie și iată că a venit momentul și la grădinița cu program prelungit să se desfășoare o asemenea slujbă religioasă. Sigur, a fost un moment emoționant atât pentru copii, pentru noi cei care slujim activitatea de predare, învățare în școli, în grădinițe. Copiii sunt în clase și își desfășoară activitățile conform orarului fiecărui profesor educator. Acum părintele merge prin fiecare clasă, binecuvintează pe fiecare copil în parte. După cum observați, sunt niște momente deosebite pentru copii. Trăiesc cu intensitate și cu emoție în același timp acest moment. Preșcolarii grădiniței patronate de școala Mihai Eminescu vor avea parte în acest an de săli de clasă modernizate la standarde europene.